Și cârnăcerul gol. Dintr-o bucată tot. Ce mai tare. Și la timp. Și prim. Deci la timp, un minut. Niciun minut. Domnul primar, suntem din nou la Pecica, la cea de 8-a ediție a festivalului Pomana Porcului. Nu? Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre festivitatea de astăzi. Ne aflăm la 8-a ediție. Este un festival gastronomic internațional. Astăzi avem 10 echipe care s-au înscris la acest concurs, 6 echipe din România și 4 echipe din Ungaria. Ideea ne-a venit în 2010. Am câștigat un proiect transfrontalier cu localitate din Ungaria. Localitatea respectivă ne-a propus ca în proiect să scriem și un capitol despre tradiție și gastronomie. Am fost de acord. Am organizat primul festival în 2010, iar de atunci, în fiecare an, în luna decembrie, organizăm acest concurs, acest festival, unde participă foarte multe echipe. Cum v-am spus mai înainte, avem 10 echipe, avem și în Ungaria, dar și din România. Am reușit în acest an, pe lângă festivalul pe care îl organizăm fiecare an, să facem și un concurs de făcut cârnați. S-a jurizat viteza cu care s-a făcut și, bineînțeles, lungimea cârnatului. Cam toate echipele s-au limitat la 5 metri, dar a fost o noutate în acest festival și sper ca și anul viitor și peste 2 ani să putem organiza acest eveniment și, de ce nu, și peste 20 de ani. Totul se rezumă la păstrarea tradițiilor și la gastronomia locală sau gastronomia din această zonă transfrontalieră. Mulțumesc frumos! Dumneavoastră sunteți cea care ați organizat concursul de cârnați, nu? Da, sunt de la turnul, de la Asociația Propircul. De fiecare dată vin cu mândrie să-mi reprezint localitatea și să vin la acești oameni iubitori de la Pecica. Anul ăsta s-a organizat la 8-a oară concursul de tăiat porci sau pomana porcului, cum o numim, depinde. Și în acest an, mulțumit domnului primar, s-a mai organizat un concurs de făcut cârnați. A fost interesant, sigur că da, nu toate 10 echipele au participat, pentru că eu cred că oamenii când văd ceva de prima dată, nu întotdeauna sunt destul de curajos să participe, deși este un lucru care întotdeauna dă un elan mai mare pentru a veni la acest eveniment. Mă bucur nespus de mult că am fost aleasă ca și organizator al acestei bucățice de, deci o bucată a concursului a fost concursul de un cârnaț. A mers la timp, la calitate și la cantitate. Cantitatea a fost prin lungime. Fiecare concurent a apreciat de la sine și au fost foarte pregătiți cei care au participat și foarte entuziasmați. Care a fost cel mai lung cârnaț? În cât timp a terminat cârnațul? În 28 de secunde. În timp record. Se vede că au dexteritate, dar ce să facem? Pe tot cei care vin trebuie să îi luăm un concurs și întotdeauna
spuneți? Porfiri. Piroșca. Da, dar e foarte bine, foarte frumos.